Tatăl Fiul Sfântului Duh, acuși și fratele mei și iubiți credincioși. Am avut un vis și cum eu sunt scrofulos la datorie, trebuie să spun chiar dacă îmi convine, chiar dacă nu convine. Visul este destul de grav, destul de serios. Și anume, ei bine, am visat tata la cabana lui, dar cabana lui nu era, să zic, neapărat la noi în curte, sau poate era noi, poate pe la Ghinoaca, nu știu. Știi, casa aia cu geamul uscat. Și tata avea o scară. Și zicea că ne punem să urcăm pe scară și urcăm sus. Dar tot urcând pe scara aia, scara mâinete, știi? Sus. Nu observați că doare piciorul drept. Eu odată, acum, februarie trecut sau cam așa, m-au acoperit și cu pături și cu o plapumă și nu știu ce și m-a apăsat la un picior și am împins, îmi cer scuze, am împins din piciorul stâng și am avut o durere până recent, nu știu dacă nu trebuie. La spital am pus un stag pe ăsta al tăia cu defectul lunar. Mă mir că mai am rotule. Dar ori cu groapă, ori cu burtă. Știu cu... Da, bun. Și ce s-a întâmplat? Tata, din cauza acelei scări, știu că m-am întâlnit iară cu el și avea un picior amputat. Picior drept, dacă de la genunchi în sus. Și am zis, vai, tată, cum, ce, nu știu ce. Păi, da, am pun picior de lemn. Și după aia eu, știi, am observat că nu știu cum să mă exprim nou acum pe românește sau pe franțuzește, ce vrei să spun omule. Ideea mea e că am văzut la mine în ogradă un bujor circumcis. Ce o să spun cu toată chestia asta e cumva că totuși entropie. Entropia trimite mai mult la fizică, la din asta. Dar zic că este și o degenerare a speciei, a rasei, a umanității, de care vorbea Mao, chiar și germanii și mai știu care. Prin păcate, de asemenea, de cazuri din astea. Înțelegi? Un părinte care a avut părinți buni, dacă el nu se ține de cale, poate să nu, deci copiii lui să nu se compare cu bunicii, nici măcar cu el, și tot așa, și tot așa. Asta vreau să spun, moșule. Mai cupaș.